Dragi surori și frați în Hristos, a sosit din nou Crăciunul. Gloria in excelsis Deo, mărire în cer lui Dumnezeu, pentru că s-a îndurat de noi și l-a trimis în lume pe Fiul Său, Iisus, să se nască și să crească, să ne mântuiască. În noaptea primului Crăciun, citim în Evanghelie, un înger al Domnului le-a apărut păstorilor din preajma Betleemului și le-a spus: nu vă temeți, astăzi vi s-a născut Mântuitorul, care este Hristos Domnul. În fiecare an de Crăciun, noi sărbătorim acest mare eveniment. Dar Crăciunul nu este o simplă aducere a minte a unui eveniment care a avut loc acum circa 2000 de ani. Nu, pentru că și astăzi, în mijlocul greutăților, preocupărilor noastre, Domnul continuă să ne repete prin glasul îngerului: nu vă temeți! Și astăzi El vrea să se nască în viețile noastre, în familiile și în casele noastre, în bisericile și în comunitățile noastre. Și astăzi El continuă să caute un loc în care să se nască, mai ales acolo unde există suferință și nedreptate, necazuri și sărăcie, neînțelegeri și războaie. Și astăzi Domnul ne caută pentru a ne arăta iubirea Sa, iertarea și milostivirea Sa. Există și o scenă tristă la primul Crăciun, scoasă în evidență de evanghelistul Ioan. Iisus a venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. Ca această scenă tristă să nu se repete, să păstrăm momente de tăcere și de meditație în fața pruncului din iesle. El vrea să se nască și în inimile noastre. El vrea să intre și la noi, dar nu vrea să intre cu forța. Nu vrea să fie un intrus, ci un prieten și un oaspete dorit. Dacă îi deschidem ușa inimii, dacă îl primim cu drag în viața noastră, atunci este Crăciunul, este lumina care pătrunde în inimă, este speranța ce renaște, este iubirea care dă viață. Aș vrea să mai subliniez un lucru foarte important legat de tema anului pastoral din dieceza noastră de Iași, Biserica Familia lui Dumnezeu, și anume: Crăciunul este prin excelență sărbătoarea comuniunii. Dumnezeu vine și rămâne cu noi pentru ca și noi să învățăm să rămânem uniți cu El în familia Sa, care este Biserica. Conștiința apartenenței noastre la familia lui Dumnezeu să ne stimuleze tot mai mult în imitarea iubirii Sale, făcând-o cât mai vizibilă în comunitățile noastre. Gândul și rugăciunile mele se îndreaptă spre tot, în special spre aceia care traversează momente delicate din cauza suferinței, a bolii, a singurătății sau a vârstei înaintate. Împreună cu preasfințitul Petru Sescu, episcopul auxiliar de Iași, și cu preasfințitul Petru Gherghel, episcop emerit, vă transmitem tuturor salutul și urările noastre de bine. Sfânta Fecioară Maria, mama pruncului Iisus și mama noastră, să mijlocească pentru noi toți darul comuniunii și al păcii. Crăciun binecuvântat și la mulți ani!